S-a încheiat primul trimestru al acestui an. Unii analiști nici nu-l mai compară cu criza din 2008, pentru că atunci, deși contagiunea a fost de ordin financiar, mai ales în zona bancară și ipotecară, s-au găsit soluții pentru evitarea căderii totale și încet încet piețele și-au revenit. Acum, situația este fundamental diferită, din toate motivele pe care le cunoaștem. Actualul secretar general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a făcut în aceste zile o afirmație care dă pe deplin proporțiile dezastrului. Aceasta este cea mai gravă criză pe care o traversează umanitatea de la cel de-al doilea război încoace, am încheiat citatul. Reacția piețelor financiare și a burselor oglindește perfect starea economiilor lumii, iar căderile masive înregistrate, mai ales în țările foarte dezvoltate care erau motoarele planetei, duc evident la o recesiune mondială cum planeta nu a mai cunoscut în epoca modernă și pentru care se pare că nu există soluție sau antidot pentru că nu există precedente. Indicele Dow Jones Industrial Average și indicele FTSE 100 de la Londra au cunoscut cea mai mare cădere trimestrială din timpurile moderne, prăbușindu-se cu 23% și respectiv cu 25%. S&P 500 a scăzut cu 20%, cea mai mare cădere din 2008 încoace. Aceste căderi se datorează în egală măsură temerilor și panicii investitorilor, dar și întreruperii activităților industriale și de servicii pentru a cetini răspândirea virusului. Să nu uităm de sumele uriașe pompate în piețele mari de către guverne pentru a tempera căderea. Experții spun că economia globală se va prăbuși cu 2,8%, comparativ cu scăderea din 2009, care a fost de 1,7%. Este evident că nicio țară nu va scăpa neatinsă. Economia Chinei va scădea cu 2%, iar cea a Marii Britanii cu 4,5%, ceea ce înseamnă enorm, considerând cifrele produsului intern brut ale acestor state. Cât despre Italia, Spania și alte țări europene, lucrurile arată și mai rău. Și încă dacă putem spune așa, nu s-a ajuns la calculele finale. Cităm, suntem foarte îngrijorați de scăderea economiei globale, de toate cifrele negative, dar, în particular, ne uităm cu mare atenție și mare îngrijorare la țările emergente și la cele cu un produs intern brut modest, a declarat Cristalina Georgieva, președintele Fondului Monetar Internațional, pe 31 martie. Pentru Statele Unite, cifrele arată incredibil. Se estimează că șomajul va atinge 32% în următoarele 3 luni, deoarece mai mult de 47 de milioane de oameni își vor pierde locurile de muncă. Totuși, guvernele statelor dezvoltate continuă să facă injecții de fonduri în piețe, ceea ce a dus la creșteri modeste în Europa, în Germania, la Londra, în Franța, înregistrându-se creșteri modeste. Bursele americane și principalii indicatori au scăzut foarte puțin, cu 1 sau 2%. Companiile din energie, mari retaileri, toată industria de turism și toate ramificațiile de la Horeca până la transporturi au fost mari perdanți ai acestui trimestru și nu se vede nimic încurajator la orizont.